Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauză pentru Connector! Acum urmează. Deci acum să vedeți ce înseamnă cu adevărat să imiți. Eu simt așa. Bună seara. Pare bine să vă văd. Băi, vă zic din start, îmi plac foarte mult filmele. Nu-mi plac astea horror, dar la umor chiar mă uit. Deci nu ratez nimic, chiar mă uit. Frumos. Ai gusturi foarte bune. Da. Deci, umor este... Când am auzit că e treabă de un roast, am venit instant. Țigan să audă de prăjeală, să nu vine să întindă puțin cu numărit de noi. Era imposibil să ne știm foarte bine de când cu Asia. Da. De când ne-a bătut măr la Asia. De când a scos sunt din noi. A fost concurența voastră puternică acolo. Da, cel mai bun. Da, nu venea să-l strâng de gât. S-a aruncat. Eu m-am eschivat frumos. Ah, mamă, umărul. Nu lăsa, John, nu lăsa! Hai! Mamă, dar am umărul belit. Și nu venea să cred, adică, băi, ești nebun. Cum să ne batem în halul ăsta, știi? Eu vedeam papuci. Eu nu vedeam pe Connector și pe Shift. Ok, nu vedeam. La umăr, nu la fel, de așa. Pentru umărul ăla luxat, ar trebui să-i o dau grav în seara asta. E foarte interesant să descoperi oamenii, știi, pe omul Connector, nu pe artist. Toată lumea știe că e un artist important, care are voce, e foarte bun, cântă excelent. Și am descoperit un tip extrem de sensibil, știi, de incredibil. Băi, vă spun de la început, deși poate e mai mult decât evident, că am un umor negru, mă rog, spre maro. Inițial mi-a spus că e ușor, domnule, îți dăm textul, îl înveți. Nu nimic ca tot. Bine, n-au luat în calcul că mai întâi trebuie să învăț să citesc, știi, că... De la rădăcini, adică... Deci tu faci auto-roast la început. Da, e doar... Nu știu, așa e treaba. Vendeac. Bă, să mor dacă nu, deci tu ești mai tare. Și spun și de ce. Deci vin ăștia, te tăvălesc în toate felurile și tu râzi. Mi se pare că ești extraordinar, jur. Deci orice auzi tu, nu te dărâmă, știi? Bine, unde să cazi din patru labe, că n-am. Da. E frumos. Am mai auzit niște de-astea, am mai venit unii, te-au făcut bisexual, da? Tu ești trecut în viață, vorba aia. Nu te udă nicio apă, ești uns cu toate alifiile. Ce să mai... Relule. Delia. La tine n-am ce să... Asta că ai, ți-au scris acolo, lasă-mi zi. Nu, ce să... Pă bure, nu. Nu, dacă asta vreau eu să spun așa ca idee. Și dacă aveam vocea aia ta de aur, eu făceam minele. Da. Chelu. Socheres. Asta nu era. Hai mă, că m-am scos. Asta nu era, asta a venit așa. Acum. Da. Mihai. Da. Dragă Mihai. Am venit să-ți plătesc pentru toate zilele în care m-ai nenorocit, în care m-ai făcut să mă simt ca un scutit la sport. Băi, oameni buni, deci omul ăsta m-a bătut efectiv și la propriu și la figurat. Așa? Da. Și are o viteză extraordinară, deci... Și asta vă spune unul care fuge de poliție de zeci de ani, adică din familie suntem așa, știi? N-ai văzut așa ceva. Da, el este Mihai Petre. Sau cum mai e cunoscut el în lumea dansului... Stai că nu... Patrix? Partenerul Elvirei, nu? Să stăm prost. Da. Băi, dacă iubești un om, e greu să spui răutăți despre el. Na. Însă știi cum se spune? Chisem se tachin. Bine, nu e cazul și astăzi. De dragoste zic. Da. Deci avem grijă să fie bine. Mihai este cunoscut, asta cred că e de pe Wikipedia, Mihai este cunoscut pentru rezultatele sale extraordinare în dans, pentru calitatea lui de jurat la diferite emisiuni.
televizate, dar puțin știu că este și actor. A jucat în telenovele, ceea ce cu drag nu-și mai amintește nimeni. Da. Nu știu cât ai pregătit ca să intri în rol, dar știu că am avut nevoie de terapie ca să uit ce am văzut. Ultimul tău rol a fost chiar în Asia Express, unde ai jucat într-un fel de thriller psihologic de acțiune despre un bărbat obsedat de victorie care își hăițuiește soția până la epuizare. Emisiunea s-a terminat mult mai repede decât trebuia, nu din cauza pandemiei, cum au anunțat public, ci pentru că producția se săturase să audă în continuu aceeași frază. Și anume, o, ți-am spus eu, Elvira. Nu, da. Mămică. Oh my God. E bine rău. Dar vezi că și pe velea. Da, am văzut ce... Deci ai unul. Ce am văzut și aia este sublim. Da. Nu e cazul frățiorul meu, dar lasă că o să fie bine, o să vorbim și despre asta. Așa. Băi, deci Mihai are și o figură tare plăcută, bă. Nu e deloc arogant, pare genul de om care de fiecare dată când vrei să spui ceva, scoate pagerul și îți spune. Te rog eu frumos să mă ierți, dar sunt foarte multe amulete de câștigat, e atât dans de făcut. Hai, Elvira, atinge steagul. Da. Nu, n-ai cum, așa e omul. E făcut pe competiție, așa e el. Bă, cât talent e în băiatul ăsta, bă. Am uitat să spun, s-au pus colegi o groază de porecle acolo în Asia. Da, na. Serios? Da. Haide, zi! Dar cea mai bună și care mie mi se pare că se potrivește foarte tare este D'Artagnan, pentru că semen 1-1 cu el. Da. E vorba de dansatorul lui Pepe, un țigan al meu din Bolentin. Da. Deci Florin Călinescu m-a sunat și mi-a spus să-ți spun asta. Spune-i lui Mihai că pentru mine este ca Dumnezeu. Adică nu există. Da. Mai știi cum îi spuneai tu lui Florin? Citez. Florin, domnul Florin, dați-i careva un brânș să-l trezim, că se prind ăștia de la proști și îl trimit la prima. Da. Băi, dar ce n-am înțeles eu azi este treaba asta. De ce ești tu la un show de umor? Adică că tu n-ai umor, adică n-ai făcut niciodată umor, nu te-am simțit niciodată să ai umor. Da. E foarte ciudat. E ca și cum a jurizat Bendeac un concurs de orgasme. Aici. Da. Am luat de la lingurică, mă rog. Sau cum a jurizat eu un bacalaureat. Da. Bă, dar ce mai mult mi-a plăcut de Mihai Petre la Dansez pentru tine. Deci el se simțea atât de important acolo, se simțea atât de bine, încât credea că chiar și titlul show-ului era despre el. Știi că... Da. Mihai Petre, sau cel mai feminin bărbat de la Mihaela Rădulescu încoace. Combinația perfectă dintre Ilona Brezoianu și un cocker. Da, cred că e de la... Cocker! Și pentru că nu se terminase lista de eșecuri, Mihai Petre și-a făcut un podcast. Bravo, Mihai! Ai reușit să ai la interviul cu Andra și Măruță mai puține vizualizări decât a făcut Dan Badea cu actuala soție. Mihai Petre face o audiență mai proastă decât gusturile Deliei la îmbrăcăminte. Da, Delia, nu te supăra pe mine, dar la cât mănânci tu, îmi dau seama că ce ai pe tine sunt, de fapt, lucruri pe care le pui peste haine ca să nu le pătezi. Da. Băi, o să râdeți, ăsta e un roast, dar eu sunt convins că Mihai Petre e în al nouă la cerii, sau de numele în continuu, mama, la TV, știi? Îl face invidios chiar și pe Copoț, care și el a fost în Asia, dar a avut un partener chiar mai enervant decât soția ta, Mihai. Pentru cine nu știe, partenerul Copoț a fost Cosmin Săleș. Da, cu care te putea bate lejer la trofeul... Ferească Dumnezeu. Oricum, bă, să stai pe lângă tea vedete, Mihai. Da, tu faci asta de când te știi.
Băi, stai, nu vreau să spun că Mihai e arogant, dar a declarat că, uite, cel mai mare defect al meu este perfecționismul. Da. Dar și ce alte defecte mai ai, Mihai? Oho. Frumusețea, poate, inteligența, ce drăguț. Spiritualitatea. Îmi e frică de calitățile tale, s-ar putea să intri în top cu Sfânta Parascheva. Da. Mihai Petre este atât de important pentru el însuși, încât atunci când lucra la ProTV, a întrebat-o pe Neti Sandu, citez, Neti, crezi că ai putea face o zodie doar pentru mine? Cred că ar da bine, adică nu cred că... Da. Sau s-a dus la Busu într-o zi și a spus, Busu, fii atent, super idee, pe lângă Bucovina, Muntenia, Moldova, spune și ce temperatură am eu. Cred că... Asta a fost bună. Foarte tare. Foarte bună. Extraordinar. Foarte bună. E aranjat, e parfumat. Se îmbracă bine, părul e aranjat la milimetru, parcă e scos din cutie. Așa e el. Gândirea nu e out of the box, dar părul e clar că e, uite că e mișto. M-a atins. Băi, totuși, râdem, glumim, dar știm cu toții ce profesionist extraordinar e Mihai și ce rezultate care, până la urmă, vorbesc pentru el. Vreau să-i mulțumesc. Hai, nu, pe bune, nu. Mihai, chiar te respect, respect enorm. Și ți-am declarat și personal treaba asta, ai o familie superbă. Nu știu cum ai reușit, probabil că chiar ești un tip extraordinar. Sau poate doar norocos. Mulțumesc frumos. Siguranță. Asta a fost tot. Am avut emoții mari. Bravo, băi. Mulțumesc frumos. Băi, aia cu temperatura... Mamă, bună aia. Bună. Connector a fost superbisim. Da, e tare Connector, e funny rău. Da. Ne-am întâlnit și am vorbit și am zis, postul ai fost bine, bine de tot. Eu cred că el a venit să se răzbune pentru faptul că la proba cu papucul și cu uleiul. A fost ceva. I-a dat la operație. Cred că toată vara n-am mai dormit. După Asia Express. Acum cred că o să dorm mai liniștit să răzbună și da. S-a răcori. Ești bun, bă, ești bun. Să rămână. Bă, ești bun. Chiar am zis super bine. Bă, extraordinar. Că ai venit, omule. Eu mulțumesc de invitație. Și mă bucur să te revin. Băi, și sunt fan. Deci pauzele de mâncat la studio, așa sunt. YouTube, ai umor. Bravo. Deci seama pe noi de luni, vede. De ce mă, că ați mai fost? Băi, sunt fan. Îmi pun, ai umor și mă uit, dar voi... Hai, bă, pup, băi. Bă, pup, pa. Ce băia. Cum, bă, să cânti, să compui, să dansezi, să mai votai și pe umor așa bine. Hai te bă, nene, când? Hai să mergem. Hai, nu se poate așa, atâta. N-ai cum, n-ai cum.